În momentul pregătirii acestei emisiuni mă gândeam la această trecere și dezvoltasem câteva propoziții pentru a face o trecere. Ulterior, colegii în regie au tot insistat, fă-o cât mai scurt pentru că nu avem timp și se termină emisiunea, și atunci am zis că mă rezum doar la partea asta poetică, faptul că fiecare locație are un loc aparte din punct de vedere a imaginii și a posibilității de a o fotografia sau de a o picta. În această dimineață, alături de mine este Mihaela Laiba, fotografă. Bună dimineața, bine ai venit! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ziceam eu partea asta poetică și clișeică, de altfel fiecare loc este diferit și unic în felul său. Sigur. Ce are unic din punct de vedere cromatic pentru fotografie Chișinăul? Gen, fiecare fotografie în parte are un scop anumit de a reda și realitatea, dar și punctul de vedere al fotografului. Culorile la fel transmit starea și atmosfera reală, dar câteodată fotograful mai pune așa un accent al lui personal de culori, alb, negru sau un galben mai oranj, unul așa mai... Uitam pe pagina ta, apropo, pe rețelele de socializare, și foarte multe dintre poze, sau marea majoritate, de fapt, sunt făcute în natură. Natură, făcând referire și la munți, și nu doar, coline și tot așa mai departe. Acum, probabil ultimele sunt de la munte, de-aia cumva m-am rămas întipărit în subconștient. E mai greu să fotografiezi orașul sau orașele? Depinde. Mie mai mult îmi place natura să fotografiez, departe de oraș, de gălăgie, mașini, dar orașul nu e atât de greu, sunt doar unele așa observații, gen firile de lumină poate să încurce la cadrare, mașinile parcate, cam asta, dar în rest totul e cum trebuie, orașul e oraș. Încă un motiv să parcăm în locuri autorizate, asta ar mai fi un motiv în plus, bine, cu excepția celor deja legale. Da. Făcând referire la municipiul Chișinău, oricum este considerat, sau multă lume îl consideră acum, nu toată lumea desigur, cel mai verde oraș, cea mai verde capitală din Europa. Este verde, comparativ sigur, cu cei mai fotografiați? Chiar în fotografii se observă, e foarte verde, mulți copaci, multă culoare. E un plus pentru a imortaliza prin fotografie? Sigur, este o combinație dintre natură și om. Oamenii? Da, că asta e influența omului care să construiască... Doream mai să deschidem o paranteză, oamenii, pentru că contează foarte mult atunci când faci o fotografie și dacă sunt și oameni în acel cadru, să-i prinzi pe acei oameni. Cum sunt oamenii din Chișinău prin prisma fotografiilor? Un pic triști, toți ocupați cu problemele cotidiene, cu gândirea numai la ce se întâmplă în viața personală și un pic aș sugera lor să se bucure de atmosferă și de viața prin prejur. Să încerce să mai ridice capul din pământ. Ar trebui să facem lucrul ăsta, indiferent dacă locuim în Chișinău sau în altă parte. Da. Dar te gândi vreodată care ar fi orașul sau localitatea, poate fi și zonă rurală, în care ai fotografiat și ți-au părut oamenii acolo cei mai fericiți? În urma fotografiilor, desigur, poate. Peste tot sunt. Eu aș vizita orice localitate și din Republica Moldova și din alte țări, doar să imortalizez fețele, locația, arhitectura și natura. Peste tot e frumos. Întrebam lucrul ăsta pentru că dacă în Chișinău oamenii sunt triși, de fapt, din majoritatea fotografiilor, vedem acești gânditori, dacă putem să-i numim. Dar asta nu e atât de rău. Gen, așa e natural, așa există. Nu poți să schimbi. Trebuie să redai atmosfera reală. Știm noi ceva cei din Chișinău, tot timpul ne gândim la asta și de aia să ne gândim asta de permanență. Asta tot e frumos. Eu mereu mă strădui să văd frumos în orice. Apropo de fotografii, pentru că faci asta deja de ceva timp, în urma fotografiilor făcute în Chișinău, ai reușit să analizezi, să vezi la un moment dat, uite ce diferență este pe o anumită stradă sau într-un anumit sector, comparativ acum câțiva ani, la momentul actual? Construcțiile, blocurile locative, ele cresc foarte mult. Infrastructura, la fel, drumurile, sunt schimbări. Care e sectorul din municipiul Chișinău în care, dacă ar fi să alegi, ai merge să faci fotografii? Care îți place cel mai mult pentru fotografie? Cred că Buiucani e mai verde. E mai verde, ăsta ar fi motivul. Da. Și care ar fi sectorul în care nu ai merge în niciun caz? Ciocana. De ce? Are aleea. E tot verde. Mai mult sau mai puțin? Da, dar e arteră principală, merge cel bătrân și foarte multă gălăgie, mașini, cumva asta distrage de la creație. Poate fi redată gălăgia prin poze? Sigur. În mod special dacă mai strigă cineva în fața obiectivului la câțiva metri distanță. Fețe, caractere, fotografie în mișcare, da, se poate de redat.
Ai călătorit, pentru că spuneam că și majoritatea fotografiilor sunt făcute peste hotare, cred că în România ultimele poze sunt postate din România. Cu ce alt oraș ai putea să compari Chișinăul? Și din punct de vedere a fotografiei. Cred că în Kiev, când am fost câțiva ani în urmă, în 2019, se seamănă arhitectura mai mult. Și nu pot să spun de oameni cum îs, că nu am reușit să... Da. Dar așa, vizual, cu Kievul. Bine, o parte a Kievului, pentru că și Kievul are partea modernă sau dezvoltată deja de după 90 și pare puțin diferită față de municipiul Chișinău. Ce mesaj ai avea pentru toți cei care ne urmăresc? Să fiți mai receptivi cu fotografii, să nu reacționați negativ. Gen, fiecare fotograf nu are nicio intenție rea față de alte caractere, alți oameni. Ei vor doar să imortalizeze emoțiile. Dar ai avut cazuri în care pur și simplu ai dorit să faci o poză pe o stradă și să vină cineva să zică nu mai fă asta, nu... Nu, așa categoric nu, doar domnișoară, fă-mi fotografie, ceva de genul, dar altfel reacționează moldovenii. Dar vom învăța, vom încerca să ridicăm capul din pământ, vom încerca să fim mai buni cu noi înșine, cu mediul înconjurător și cu anturajul în care trăim. Mulțumesc mult că ai venit în această dimineață, mult succes în continuare. Mulțumesc. Și o zi frumoasă.